Primul pacient vine cu o problemă estetică și le-am arătat coroanele și îi provocam să-mi spună care dinți crezi că i-am făcut eu dintre ăștia toți. Scriam articole. Articolele astea pe care mai târziu am transformat în poster pe blog, pe site. Practic așa a început totul. Salutare! Rar îmi iau timp să-mi aduc aminte cum a fost la începuturi, dar astăzi, împreună cu voi, îmi aduc un pic aminte de primii pacienți și primele postări. Să vedem dacă vă place. Primul pacient pe care l-am avut la facultate, cred că am fost printre ultimele generații care încă mai practicau la pacient, pentru că la generația după mine s-a scos chestia asta, din păcate, și studenții n-au mai lucrat pe pacienți. A fost Tănică, colegul meu din liceu. Aveam laborator în anul 4, unde făceam plombe, carii. Bineînțeles, aveam acolo asistentul care ne verifica pe fiecare. Și Stănica a fost atât de drăguț încât m-a lăsat să-i tratez toate cariile, plombele pe care le avea, n-a fost doar una, și mi s-a părut foarte tare că a avut încredere în mine. Și ulterior, după cred că mai mult de 10 ani, 15 ani, a venit la cabinet și mi-a zis: cred că e momentul să mai înlocuim dintre plombele pe care mi le-ai pus în facultate. Și era nice că lucram pe pacienți, adică era o responsabilitate, eram emotiv cumva, dar știam că întotdeauna există un medic în clinică, în facultate, care să te ajute și care să repare după tine dacă e cumva nevoie. Însă primul pacient de care mi-aduc aminte foarte clar, pe care l-am avut în prima clinică stomatologică la care am lucrat în București, domnul Viorel, un pacient foarte drăguț și foarte înțelegător. În momentul în care lucrezi într-un mediu privat, în clinică, emoțiile sunt mult mai mari, pentru că, cel puțin pentru mine, eu am simțit că mi-a crescut foarte mult responsabilitatea și că nu mai era domnul asistent de grupă care să vină să vadă oare ai făcut bine, n-ai făcut bine, ci erai un medic integru, tânăr, care trebuia să facă un act medical corect în fața unui pacient care plătea și apela la serviciile tale medicale. Și știu că la momentul respectiv, doar ca să fiu eu super sigură pe mine și să fiu convinsă că am făcut o treabă bună, am rugat-o pe coordonatoarea medicilor de la clinica respectivă să vină să mă ajute și să verifice dacă am șlefuit corect. Asta pentru că nu era o măsea pe care o șlefuiam, ci erau acești doi dinți din față. Mi s-a părut incredibil că primul pacient pe care eram într-o clinică serioasă vine cu o problemă estetică și atunci când faci doi dinți între toți dinții din față, cerințele estetice sunt foarte crescute și emoția este și mai mare. Știu că a fost mulțumită de șlefuirea pe care am făcut-o, iar dinții domnului Viorel au ieșit senzațional. Este în continuare prima fotografie pe care o am în telefon, în arhiva pozelor, și știu că mergeam la colegii de rezidențiat de la momentul respectiv, că eram în timpul ăsta în rezidențiat, și le-am arătat coroanele și îi provocam să-mi spună care dinți crezi că i-am făcut eu dintre ăștia toți. Și nu și-au dat seama toți care dinții schimbasem și asta însemna că făcusem o treabă foarte bună și am fost foarte mândră de asta. Eu eram singura de la clinică care scriam articole. Mie îmi plăcea să fac chestia asta. Adică îmi plăcea să fac research și să fac textul și la un moment dat obligativitatea era ca fiecare medic să facă un articol pe lună și aveam colegi care nu aveau niciun chef să facă asta și veneau la mine și îmi spuneau: nu vrei să faci și pentru mine? Zic, da, fac, dar nu o să-l semnez tu, o să-l semnez eu și o să fie două făcute de mine, unul pentru tine, că hai totuși să nu exagerăm. Pot să te ajut, dar nici chiar să îți asumi articolul scris de mine. Și inițial scriam articolele astea și îmi veneau foarte ușor, pentru că făceam research pentru diverse subiecte. Articolele astea pe care mai târziu am transformat în poster pe blog, pe site, cumva. Și managerea de la clinică atunci ne spunea, începuse să ne spună: măi, faceți-vă o pagină de Facebook, că abia începea Instagram-ul și era oricum pe personal, nu era pagină de medic sau de clinică sau ceva. Și Facebook-ul era la momentul respectiv mai puternic, să zicem. Și țin minte că m-am certat într-adevăr, m-am certat la un moment dat cu prietenul meu și am zis: ok, am mult timp pe mâini, trebuie să fac ceva util. Ce pot să fac util? În loc să citesc, ok, o să-mi deschid pagina de Facebook. Și una este deschis pagina de Facebook, după aia de ești foarte dur cu tine, vai, dar ce poze să pun, ce cazuri aș putea să pun. Și țin minte că mult timp aveam o cărticică, mie îmi place mult să scriu cu pixul, și aveam o agendă frumoasă unde aveam postările programate și era
astăzi pe Instagram, mâine pe Facebook, textul e ăsta și îmi scriau și în programa postările câte o lună și practic așa a început totul. Dar da, era dorința de a da informație pe care inițial o dădeam sub formă de articole publicate în diverse reviste, care ulterior mi-am dat seama că pot să o dau și bite size în formule mai scurte pe Facebook ca să înțeleagă toată lumea care urmărește. Și a durat un pic până când am făcut trecerea pe Instagram, nu mai aduc aminte clar când am făcut pagina de Instagram pentru doctor Alexandra Mircea, dar a durat puțin. Îmi aduc aminte că eram în vacanțe și tot timpul căutam how to, cum să-ți crești Instagram-ul. Era moda aia cu hashtag-urile, cum să dai informație și ascultam tot timpul clipuri de YouTube cât eram plecată ca să înțeleg cum aș putea să dau mai valuable informația oamenilor, cum sunt atenției. Când am început să fac site-ul, mi se părea că trebuie site-ul meu să aibă foarte multe lucruri despre mine, pentru că eu fac stomatologie și este foarte vast și lumea este interesată și de incrustații și de cazuri și de endodonție și de nu știu ce, și mi-a spus un prieten să fac o listă cu toate subpaginile care consider eu că ar trebui să fie incluse într-un site și ajunsesem la numărul de 12. Pentru că atunci când tu ești pus să îți evaluezi munca, ți se pare că tot ceea ce faci tu e foarte important și de interes pentru alții. Fals. Și mi-a dat 5 bomboane și mi-a zis, ai doar aceste 5 M&M-uri la dispoziție pe care trebuie să le pui pe subiectele care ți se par chiar importante și trebuie să fie incluse în site. Și a urmat, cred că o zi sau două în care nu am vorbit, pentru că eram foarte deranjată că mi se pare că stomatologia și lucruri pe care îl fac eu este suficient de important. Și după care mi-am dat seama că lumea, de fapt, trebuie să fie focusată pe lucrurile care sunt cu adevărat importante, nu toate lucrurile care mi se par mie importante. Și știu că am păstrat în site la momentul respectiv o pagină în care povesteam despre mine, o pagină în care urma să pun cazuri clinice și, ce mi-aduc aminte, o pagină de blog unde, practic, se materializau toate articolele pe care le scrisesem înainte și tot research-ul pe care îl făceam, îl puneam acolo, sub formă de un text pe care oamenii să-l citească și să afle mai multe lucruri despre dușul bucal, cum să-și curețe limba, ce e un implant, un tratament endodontic, chestii de genul ăsta. Și când am revenit din vacanță, am deschis contul de Instagram, cred că se suprapun cumva la momentul respectiv. Și știu că primul story pe care l-am făcut, că era numai postări statice, prima oară când am vorbit în fața camerei, dădeam cadou o periuță Oral-B pe care o cumpărasem eu. Îmi plăcea foarte mult de atunci firma și da, visul meu a fost să fiu ambasador Oral-B și ofeream pacienților cadou o această periuță dacă nu știu ce făceau. Și țin minte, am exact în minte, poate chiar reușesc să găsesc fotografia, în care eram, adică era blatul ăla de lucru așezat cu periuța aranjat și cred că am înregistrat story-ul ăla cred că de 20 de ori pentru că nu era bine oricum. Și fast forward 6 ani mai târziu, mi se pare foarte fain că stau relaxată și vorbesc în fața camerelor, dar mi-aduc aminte foarte clar senzația pe care am avut-o la prima înregistrare. Și apropo de prima înregistrare, mi-am aduc aminte de prima apariție televizată pe care am avut-o la Alef News. Am fost invitată la emisiunea lui Vlad Craioveanu și n-am dormit 3 zile înainte. Pentru că știam că e un tip dur care face mișto foarte ușor de invitatul lui și nu știam cum o să pot să fac față unei discuții cu un om care poate că o să fie dificil. Și a fost nice. Aș vrea să-mi lăsați și voi în comentarii primele voastre experiențe la începutul carierei și să-mi spuneți unde ați ajuns acum și de unde ați plecat.